foarte puternici în Europa, așa echipe ca Portugalia, ca Spania, care încă nu a fost la noi în grupe. Dar totuși, cine nu va fi în grupe, desigur că trebuie de lucrat, de muncit, de ieșit și de jucat cu aceste echipe. Cea mai tare grupă pentru Moldova ar putea fi Spania, Franța, Elveția, România și Țara Galilor. Adversare pentru Cupa Mondială din 2014 îi vom afla sâmbătă. Atragerea la sorți din Brazilia, țara noastră va fi reprezentată de vicepreședintele Federației Radu Rebeja și secundul Gabi Balint Ionte Stimițanu. Lotul primei reprezentative se va reuni pe 7 august în vederea meciului amical cu Cipru. Singura noutate a lui Balint este absența lui Stanislav Namașco. Portarul echipei cubane a fost pedepsit pentru cele 4 goluri încasate în partida cu Suedia.